Apasă pe butonul like, apasă pe butonul share. Asta e tot ce eu vreau, asta e tot ce eu cer. Apasă pe butonul like, și. Pam, 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 prieteni, noroc și bună seara! Astăzi vreau să vă arăt un reportaj pe care l-am văzut la una din televiziunile multiple, televiziuni simpatice care nu tare, ne plac. E vorba despre un reportaj despre cum s-a lansat oficial, nu, nu, în campanie electorală, cum, a lansat platforma electorală candidatul la primăria Chișinău, Andrei Nastase. Amu, pas ne placă, pas nu ne placă acest candidat. Astăzi va fi vorba mai mult despre reportaj, despre calitatea jurnalismului. Și da, nu odată noi am vorbit despre hăul, despre întunericul în lumea de la publica TV și televiziunile care înconjoară holding-ul ăsta. E super complicat, băi, mai mi-au făcut mai multe televiziuni și nu știi cum să le numești. Când zici holding, parcă holding, parcă e în serios. Asta, asta, asta e, 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 destul de complicat, că e mulți și nu știi cine să atași. Așa că eu am hotărât să dau nume. E mai ușor așa. Voi puteți, bineînțeles, să-mi spuneți că poate acest domn Vadim nu are nicio vină în cazul dat. Dă-ți da, asta, că și mai ușor să înțelegem dar eu cred că odată ce imaginea lui se vede pe ecran și vocea lui se aude pe fundalul știrii, eu cred că noi putem, cel puțin să ne adresăm lui Vadim cu întrebarea, Vadim, ești debil? Noi avem tot dreptul să, să întrebăm asta pe Vadim. După asta să urmează alt Vadim în reportaj pe care la fel să-l întrebăm asta. Nu știu dacă să obținem un răspuns la această întrebare, dar este important să întrebăm, că noi suntem oameni curioși. Hai așa, dar împreună să vizionăm. Atenție! A, pregătiți urechiușele, urechiușele tare, tare, tare să altereze în urma acestui reportaj de fapt, și vizual el e tot tare curios. Așadar, sâmbătă asta, Andrei Nastase își lansează platforma electorală la Chișinău. Protest în fața instituției, unde Andrei Nastasi și-a lansat campania electorală, jurnalistul Vadim Ungureanu i-a propus finului de economie a oligarhului Țopa să includă în program construcția wc publice în capitală. Începutul e bun, așa e? Cum l-a numit pe Andrei Nastase? candidat la primărie Chișinău, <laughs> politicianul Andrei Năstase, nu, finul cu nunie, no. oligarhuță, prieteni, uh, Vadim, dar atunci când povestești despre Andrei Ancandu, de ce îl numești președintele Parlamentului? Serios, de ce nu folosești la fel atât de multe adjective înfrumusețătoare despre cine este de fapt Andrei Ancandu? El nu e și un oligarh. Și oligarh nu înseamnă cel care îi la putere. Ori Andrei Anastasin nu e la putere. Asta, cum se cheamă? Cel care controlează pe și care sunt la putere. Ori Țopan că nu prea controlează pe nimeni care îi la putere de facto, nu? În cazul vostru, voi aveți mai mulți din ăștia. Da, ciudat. Mergem mai departe, prieteni. Ungureanu și-a motivat acțiunea prin faptul că în Chișinău lipsesc toaletele, iar drept a folosit fotografii în care Anastasia apare cu pantaloni uzi. Bună și putu. Nu, serios. Nu... Eu cred că în acest moment tuturor ar trebui să ne facă milă că un om face asta pentru bani și la urmă, deși vreau să ne adunăm și să reacționăm la asta, poate să fie unii dintre voi care au o afacere sau vor să-și crească afacerea, fie că e întreprindere individuală, fie că e o companie mai mare, dar dacă sunt asemenea oameni printre voi sau dacă voi îi cunoașteți, vă rog să rămâneți până la urmă, pentru că vreau să vă rog ceva apropo de Vadim Stângaciu. Bine? Vă rog tare mult! Pentru că în momentul ăsta, după și nouă este milă și noi o leagă, zicem, oh my god, există o ăsta care citește așa texte de prompter și el e, poate nu e ok, poate nu e confortabil, dar probabil există un credit la bancă de plătit, probabil există necesitatea unui salariu pe lună, probabil în altă parte el n-a să aibă parte de acest salariu în Republica Moldova și... Da,

Vadim Stângaciu, prezentatorul, ne-a zis că e vorba de un protest. Asta e? Asta e protest. Un nimeni cu mâna în buznari, cu un aparat care produce zgomot, cu un wc probabil închiriat și aici ar fi fain să se afle de unde s-a închiriat acest veceu și cum poate fi închiriat pe câteva ore sau care e care de unde s-au luat bani pentru tot bugetul acestei acțiuni, de unde un jurnalist are asemenea resurse. Acest print făcut la comandă undeva frumușel. Și că tot asta îi protest. Și nu uităm ăsta, Vadim Ungureanu a fost numit jurnalist. Jurnalist, jurnalistul este caracterizat prin Prin echidistanță, prin faptul că e obiectiv, prin faptul că se uită la tăți cu ochi egal. Și că el face protest la lansarea Platformei Electorale, sakau, sakau, Electorale, taip. Al Nastasiui, jis faši protestą, cum večiau, kai Nastasiui, udla, pantalonai din spate, fotografuot. Tai yra, 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 yra, tai yra, 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 tai yra, 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 tai yra, yra, tai yra, 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 tai yra, 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 tai yra, 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 tai yra, 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 tai yra, tai yra, 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 tai yra, tai yra, tai yra, 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 yra dacă eu fac un protest la Chișinău cu, mm, 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 cu niște medici psihiatri, probabil, care atunci când Silvia Radu lansează platforma electorală, medicii strigă Silvia, nu minciuni, aceasta semn de boală, o, foarte strașnic, Silvia, nu minciuni, fă-te rog centre de plasament pentru minciunoși ca tine. A să vină publica canal 2, șepspre și Vadim Stengaciu să filmeze ce și fac eu. Nu, nu, nu sună, nu sună așa ceva care merită să devină o știre, dar în loc să faci știri despre cum cineva își lansează platforma electorală, atvadi glaza, ei, atvadi glaza, fă știri despre cum cineva care nimeni nu a fost bruscat, dar despre eveniment și eu le la urmă îi pomeni. Hai, hai să mergem mai departe, să urmărim acest protest. Protest ce înseamnă? Că îl doare pe om ceva, îl deranjează. Hai să vedem cum luptă el pentru drepturile lui, poziția lui civică. Vadim Ungureanu spune că este gata să-l susțină pe candidatul Năstase la alegerile locale din 20 mai, dacă acesta va include cerința sa în programul electoral. Andrei Năstase a refuzat să discute cu Ungureanu. Politicianul a fugit de la eveniment prin ușa din spate. Da, dar și rău n-a refuzat să discuți cu cineva care nu are logică în șeie și îți cere? Tu arăți o poză cu mini wood la pantaloni? Eu stau pe scaunul ăsta și când se faci cald, totul alea că e cald și -i wood la chiloți. Asta înseamnă că trebuie să ceri vicii publici pentru că cineva o transpirat timp de vară afară care bleat logica ta pădure de om întunicat și ești. Fucking fuck! Colegii lui de partid însă au avut grijă să-l insultă pe Ungureanu. De de deși... Nesimțitule ce ești! E ca așa o secundă jumătate de insulte de la colegii de partid. O arătat o doamnă o secundă jumătate care i-a zis nesimțitule ce ești. Eu nu cred că în cazul Vadim Ungureanu asta insultă. În cazul Vadim Ungureanu Jurnalistul ăsta e destul de compliment spre multe alte cuvinte de adresat Și cred că i-au fost adresate Pe parcurs, pentru că multă lume au văzut acest reportaj Care, surprize A fost plasat Ca link sponsorizat Pe Facebook-ul moldovenesc Ce? Cineva a plătit Nu doar ca să se realizeze tot asta Dar să se să și, să, să și Promoveze Da, așa ceva există Să sapă omul ăsta, să sapă Blei! Cât de periculos e Nastase pentru a prinde și ăștia la cur dacă îi fac așa ceva? What the fuck, ribeata? Eu, eu înțeleg marele minus a vostru. Voi nu vă nu va ajunge iumar. Tare, nu va ajunge iumar. Asta nici măcar nu e adolescentin, nici nu e copilăresc, e bolnevicesc, e periculos, e schizofrenic ce aici se întâmplă. Voi puteți de multe ca ca și știrile false despre mine sau articoli sau tot felul de colaje despre mine și nata, la pin, PIDOS TV, cum îi cheam pe ăștia. Voi puteți să faceți de râs în multe alte puncte de vedere, sub multe alte aspecte, din criticând multe alte aspecte ale activității. Luna Stase, de exemplu, în cazul dat. Dar deși asta trebuie să ajungă știri, deși asta trebuie să ajungă puncte, de... Tu zici mai are loc o ședință la cineva care lucrează pentru PDM și îi decid să facă din asta știri pentru că asta Va distruge din ratingul lui Năstasă. Adică măcar o leacă, dar va distruge. Da, blate, asta poate să distrugă un minus 1, un minus 2 procente să iei de la oameni. Dar pe voi asta vă îngroape pizdeț și tare. Am o intervenie alt chestii, dar poate lor le până în crâlă, și așa controlează multe instituții ale statului. Da, dacă dar voi până în crâlă pentru și luptați cu și care îi zici că opoziția. Și de ce trebuie să ai atâtea întrebări apropo de politica moldovenească? What the fuck? Mergem mai departe. Hai, în sfârșit, e că după cât, după 58 de secunde, ajungem în nuntru și vedem evenimentul propriu-zis. În cadrul conferinței de presă, candidatul PPDA și-a lansat programul electoral. Acesta a decis să invite la eveniment doar presa de partid. Echipa noastră de filmare a încercat să afle de la noi. Stai, ceva, dar tu cum ajungi să ai toate cadrele astea? Tu ai ajuns acolo și te plângi că e presa de partid. A, în sens că voi sunteți presa de partid sau cum? <laughs> de ce a ținut totul în secret, dar a fost bruscată de membrii PPD-a. Stasa, avem câteva întrebări. Ne spuneți din ce trăiește un politician? Avem câteva întrebări. Din ce trăiește un politician șomer? Și în asta s să răspund. Dar întrebarea poate și e bună. Și hai să vedem cum a fost bruscată jurna, cum o cheamă. Hop, hop, hop. Maladiat, luptă, 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 luptă. Hop, o leacă cu mâna. În cadrul evenimentului, să și-a prezentat. Și gata? Asta, asta e bruscat. Come on, you can do better, publica TV. Serios. Canal 2, scuze. Vă încurc hrent, pe mi investeți mult acolo. toate obiectivele și a pregătit un discurs emoționant, care însă i-a prit. Emoționant? Sau emoționat? Că discursul nu poate fi emoționat. Tisit pe cei prezenți. Oamenii au ales să stea cu ochii în telefon sau să navigheze pe rețelele de socializare. <laughs> Genial. Братан, да ты все как плаха аду на примарии, ж консилерии районали, палату культура, феровиарилар. То что и как стал, ну какой кин телефон, за какой кин брошюр яхова, ки нунцел... а ну май и ну он целик син сам на стабиле тате, и ну и стал он желя лорк три мисивади лея ну что он ин коржа утс, понимаешь? Și aici vine placa și le grește lor, stabilitate, Bentley, Feciorul, avion privat, zboruri, Monte Carlo. A? Acolo și nici unde stă cu nasul. Totuși, echipa PPD -a nu a uitat să le amintească celor prezenți să doneze bani pentru a-l susține pe finul oligarhului condamnat Victor Țopan. Zăibiși, băi zăibiși, ăștia sunt la adjective. Mesajul a venit din partea milionarului Alexandru Macedon, care este șef al stafului electoral al lui Andrei Nestase. Veniți și donați! 100 de lei, 1000 de lei, 10.000 de lei! Nu este pentru prima dată când Andrei Stai! Ciuvac, Vadim, Vadim, Vadim stânga Vocea ta să aude! Tu grăiești despre ac activitatea unui partid politic. Partidul politic trebuie să-și bani. așa ai construit partidul politic din donații. De unăți! Айстлаут, как его зовут? Крюлен, греедис придонации, которые сфальсификати. Понимаешь, вы фальсификат, с цифрами, актили, которые льют донации, в контабилитетах ваших. Какова, это да подуренька, птеу, блядь! Ну, ты читишь деаста, ты ультраин кабина дисунету. А, 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 Deși nu-ți chică nici o băcată din tine, tu trebuie să explodezi la lipsa asta de logică. Sau din start să anunț, salut, o să urmeze o caricatură video. Noi nu grăim despre Nastasie, pub, asta, PD, nu contează cine. Tu ești jurnalist, eu mai eu. Tu te numești așa, tu așa te consideri, tu vii, tu, tu ești machiat, îmbrăcat, duci în cabina de sunet, îți iei salariul lunar. Tu ai mii de oameni care te prăjesc, mult mai mult decât mine, eu nu sunt așa norocos ca tine. fucking hell dacă nu greșesc ești tânăr, nu? Și mă ating în clasa 3 o dată la un concurs de eseuri, ne-au zis că tinerii sunt viitorul. Care viitor ești tu, Vadim? Fac, scuzați-mă, căldura asta nu, nu putea să nu o parcurg. Rămâneți, vă rog, aproape de mine, pentru că eu am nevoie de voi la final. Pentru că noi urmează să-l ajutăm pe Vadim într-un mod special. Vadim Stângaciu, jurnalist la, la holding o să fie ajutat în această seară sau mâine când o să revedeți în întregime acest live. Năstase le cere oamenilor bani pentru a-și întreține partidul. Recent, acesta a declarat la un post TV al PPDA că are nevoie de sprijin financiar, inclusiv pentru a menține site-urile de știri care să imediatizeze pozitiv acțiunile politice. Asta chiar dacă, potrivit declarației de avere, Andrei să deține 10 terenuri agricole și 11 case. El mai are o casă luxoasă în orașul Bad Hamburg din Germania, la 25 de kilometri de Frankfurt. Acolo locuiesc soția și copiii săi. Recent, Năstase a recunoscut ca a vândut unul dintre automobile cu 35.000 de euro, doar că el consideră că această sumă este una mult prea mică. <laughs> și gata, asta e tot reportajul. Protest în fața... <laughs> stai, stai, stai. Tu termini un reportaj despre cineva care a lansat programul electoral cu faptul că el a vândut mașina cu 35.000 de euro și suma i s-a mică. Bă, serios! Și trebuie să consumi ca să -ți zic și asta. Și trebuie să consumi ca să produci asta cu gura. Salut, iată un politician s-a lansat în campanie electorală uh, și, -o, și o vândut mașina, dar părut puțin. i s-a I s pentru și, pentru mașină, pentru dânsul. Uai! Dacă tot greșești de donații, uite la, uite pe site-ul vadim că e cifre publice, uite câte donații are Partidul Democrat din Republica Moldova. Și de unde sunt aceste donații, da? Cotizații de membru, una alta. Și atunci uite la proprietățile membrilor acestui partid. De exemplu, domnul, nu știu dacă ai auzit, uh, blea, cum cheamă? Vlad Plaho, Vlad Plah Hui pe mi permanent uit cum îl cheamă. E un ceva că e însemnat, e undeva 18 pe listă, nu contează. Uită la proprietățile lui. Fă aceeași paralelă. De ce Partidul Democrat are doar 140 milioane lei buget pe an? Când cineva din membri are mult mai mult proprietăți, uitați-vă, are ce azi de aur. Care-i care raportul? Prim-ministrul Canadei Justin Trudeau, atunci când au candidat la funcție care am o are, avea proprietăți. Nimeni nu s-a întrebat, deși el bagă link-uri sponsorizate pe facebook vă rog, donați pentru Partidul Liberal să mă votați. Nu, pentru că așa să faci și politica, donez. Or, a m mai inventat niște scheme, nu poți dona din extern, dar poți aduce din extern bani pentru fundații de caritate. Poți să le numești fundații de caritate, dar să zapizdești concerte preelectorale. 15 ianuarie, uhu! Și vreo șase demnitari de stat să-ți mulțumească ție, domnul Vlad Plahotniuc, care nici nu ești acolo. Din motive obiective, asta noi deja cunoaștem. Apoi, am văzut noi acest reportaj, am văzut protestul lui Vadim Ungureanu. Ca după asta să găsim un video filmat de Nicolae Josan. Un video de vreo 40 ceva de minute, eu n-am să ne uităm la tot acest video, dar dacă vreți, dacă aveți chef, eu tare vă recomand, că puteți să mergeți, a papapapapam, ia e to, -a. ia aici. Nicolae Josan pe Facebook, voi puteți să-l găsiți. Și el a filmat un video în această sâmbătă, live, cu activitatea acestui Vadim Ungureanu, în care sunt numeroase, zeci de scene, în care stai și te întrebi, dar poate pe bunii omul să are nevoie de ajutor medical? El e super agresiv în vorbe, el e uh, provocator, unii ziceau că e cercar, eu cred că cuvântul ăsta e destul de potrivit pentru dânsul. Deci tipul a fost pus ca să provoace. Sunt voci care acolo au zis că eu îl cunosc, știu că are coraj, că e nebun la spital, eu asta n-am cum să certific, n-am cum să verific. Nu știu dacă cineva nevoie a avut de, de treabă cu acest Vadim Ungureanu, cu acest jurnalist. Nata și-a soția mea, au avut treaba atunci când el vine să se angajeze la Jurnal TV. Eu nu știu despre asta, de ei povestit. El era foarte agresiv în comportament, era foarte greu de stăpânit pe dânsul. Și they had to part ways, o trebuie să se despartă. Nu știu dacă de atunci eu au apărut supereri, că noi cu Vadim cu un grean, în general avem o relație deosebită, mai ales în această toamnă, eu și, și el, când am făcut o parodie la un spot um, al Ministerului Afacerilor Interne.

În locul Anastasiei, dacă ce astea, eu bișăm și greiem cu dânsul. Nu, nu prea tare îmi place faza asta. Când ești și mai în sanduș, Anastasiei o chestia asta de a nu confrunta direct. Nu, înțeleg, pe e nevoie de pregătire, suport de oameni în jurul tău, dar confruntă direct pe ceva și a, tu doar să ai parte din un credit superb. Tu stai, tu zâmbești în fața lui, să răți așa cu mâinile și jos să pui acolo o inscripție. Noi suntem gata să ajutăm și bolnavi ca Noi trebuie să-i scoatem din păcatul în care i-a intrat. Noi trebuie să-i readușim la lunină pe acești oameni. El și-ar face și credit. Nu asta s-a preferat stac. ia e Disney și consultanți politici are el. Anyway, aici sunt niște scene foarte fine. Eu ce vă spun că noi avem o relație deosebit cu Vadim Ungureanu? Toamna trecut, eu făcut să o parodie pe un spot realizat de Ministerul Afacerilor Interne. Spot ultra penibil în care cineva de la Ministerul Afacerilor Interne a considerat că poate să pună într-o lumină proastă, a nu știu câte oară, iarăși, angajații Ministerul Afacelor Interne. Și au băgat și acolo, să i nu le-a dat la copii automat în mână, cum a făcut Cafcaliuc pe, pe, Instagram. Dar și eu am făcut o parodie la asta. Și scris a scris articol Vadim Ungureanu că am făcut să plângă copilul, că am distrus forța de ordine. Și articolul pe blogul lui l-a adresat Natei. Natei, adică tu ai o problemă cu ce am făcut eu pe Lumina și tu scriu un articol adresat natii, Fuck, asta deja e semn de boală. Anyway. Uitați-vă, ca, ca, să înțelegeți, omul este foarte des de poliția, încântat de poliția. Dacă stai scaut pe Facebook-ul lui, vezi foarte multe posteri în suportul forțelor de ordine. Dar uitați-vă cum sparte el cu dânși. Și aici auzim noi, este e aparatul ăsta, da? Aparatul ăsta face zgomot. Eu nu pot să uit mai mult la asta pentru că mă doare tăt în mine. Eu, eu mă doare că curge lacrima în nuntru. Nu din ochi, dar în ochi îmi curge lacrima și mă înflă. Pentru că tu, reprezentant al legii, stai în fața unui tip, îi încerci să-l interoghezi, înșeri actele, grăiești cu dânsul și el îți pornește o huie cum să mai cheamă de asta de vuvuzea care îți strigă ți în față. Și autoritate mai păstrezi tu, dragă polițist, dacă cineva își -aș permite așa ceva. În și lunina tu dacă faci asta. Și respect ai tu, Vadim Ungureanu, față de poliție dacă tu pornești această vuvuzea cum să mai cheamă în fața lui. Asta e atât de adânc, profund și mizerabil. Pe buni, nu? Îți lipsesc cuvinte. Tu uite, la asta să jele. Omul ăsta stă salariul de bugetar și își chipul că el reprezintă legea, că el are un efect, că el a fost chemat să îndeplinească un rol în această societate. Și îi pune un, o bucată de muc de om, îi pune în fața lui zgomot ăsta și el nu poate nici grăi. Și asta e parcursul a câteva minute. Uite. Pe bune, blăți, zmuz eu din mâini, ciuvac, tu ai de grăit cu dânsul. Tu vrei să grăiești normal cu om. Există, eu nu știu exact cum asta se cheamă aici în, în, Canada, dar mă că la americani există chestia asta. Interfering with the, munca polițiștilor. Dacă tu faci ceva care îl încurcă pe polițist să-și fac treaba, tu ești susceptibil de pedeapsă penală. Polițiștii au venit să-și fac treaba, blei. Tu îl încurci, te rog frumos, stângi aparatul ăsta. Te rog frumos, stângi aparatul ăsta a doua avertizare. Te rog frumos, stângi aparatul ăsta cât te stâng pe tine cu tot cu aparatul ăsta. Așa văd eu protocolul. Ori asta nu se întâmplă. Ceva cu menține zgomotul ăsta, băi. Deci, un provocator, ca trebuie să cheltui timpul și respectiv, asta sunt bani din buget, timpul la doi polițiști care vin în coa și trebuie să de tot asta. Vine și cineva și face o știri care e la patru televiziuni. Cu siguranță asta după asta va fi tipărit prin gazeturi de veceuri de de Moldova Democrată, împărțite insistent prin Republica Moldova, tipărite din nu știu ce bani nedeclarați. Dar dacă ajungeți pe profilul lui Nicolae Josan să ascultați să întreg acest live, să vedeți acest video, să vedeți de câte ori, ba numește curvă pe fica lui Nicolae Josan, ba să apuc să fac tot felul de alte provocări, deci tipul pe buni îi tare întunecat. ca un asemenea tip este arătat 13 secunde jumate protestează și că asta trebuie să devină acolada, sau cum zic, parantezele în care este îmbrăcat evenimentul, în care un candidat la funcția de primar a capitalei, este reprezentat, atunci când, reprezentat la buletinul de știri atunci când își face publică, public programul electoral. Eu știu că noi avem așa un organism ca Consiliul Coordonator Audiovizualului, dar el îți tot ce vrei, numai nu organism, el e un fel de proteză, serios. Eu știu că sunt oameni tineri care lucrează acolo. Dacă intrați pe CCA și vedeți acolo, e o listă de, de membri care alcătuiesc acest Consiliu. Sunt oameni tineri acolo. Eu nu știu, ei așteaptă și lor să le se scrie despre asta sau autosizările, sau autosizările la și nu lucrează. Sau ei protez moarte ca și membrii ciecului. Deși, deși asta se întâmplă. Deși asta apare la TV, deși moldovenilor le stoarnă rahatul ăsta, dar tu nu ești anunțat. Deși atunci când cumperi un pachet de țigări, ție îți desenează, ia că blea, ți crapă vâra dacă fumezi, înțelegi, ai cancer la tătai. Dar când urmărești publica, nu apare o plăcuță, atenție, urmează să-ți chiși rectul decât cât gunoi informațional urmează să urmărind acest post de televiziune sau aceste posturi de televiziune. Eu cred că e normal să anunț spectatorii. Noi cu voi suntem puțini, mult mai puțini decât urmăresc aceste televiziuni. Și probabil suntem o leacă diferiți. În vârstă, geografie. Dar tare vă rog, dacă aveți puterea, fiecare din voi, să dați câte un telefon la și pe care îi mai cunoașteți, care mai sunt în Moldova, care poate n-au acces atât de des la interneturi și Facebook-uri, Anunțați-le cât mai des despre asta. Aceste televiziuni pur și simplu trebuie să nu mai aibă spectatori. Asta nu înseamnă el să fie interzise. Dar spectatorul, știi, asta e... Nu, nu ca și drogu, da? Din când în când spate. Nu e că te-ai adunat cu prietenii, de exemplu, de 1 mai la șașlâș. Și vrei, vrei să pornești muzică din magnetolul la mașină, asta acumulator. Încarc acumulatorul. Încarcă mai gine pe telefon niște video de pe publica puneți o caloanăcică pe Bluetooth, așa la masă, mai neză torcin, niște, niște mici acolo pe masă, o să ce ceva, niște ardei graș la grătar. Și privește asta, pentru că toți buhnești în râs, în primul rând, în al doilea rând, să faci o datorie civică, să informezi pe oameni despre gunoi informațional. Hmm? Eu cred că asta e super fain idee. Eu așa și v-aș -aș face. Eu destul de des să fac cu drujmei. Probabil de asta eu și am puțin druj. Da. Vă, revenind la Vadim Stângaciu, cu care de fapt noi am început. A, ah, nu, așa și nu v-am arătat. <laughs> nu vă țineți minte, pe nu v-ați adus sau nu. Eu am șters-o după asta, am șters acest video, că ne-aș arăta iertare. Că e tot și un coptil și am sonorizat coptilul. Dar haideți, dacă tot am pomenit despre acest video, hai să revedem pentru cei care, care răpătele au scăpat. Asta e vi video postat pe 20 septembrie 2017, cu ocazia Zilei Internaționale a Pășii. Video făcut din Ministerul Afacelor Interne. офф-топик, да, да, ну, подсказка, я первая. Да че, да че купил он униформы? Ну, сериоз, че же ты споришь при аста? Сынтем ше ной ауамень, авем ше ной акромазоми. Копии ше ку ной дау амэна, ашай? Дищи сценография. Уйди, уйди, блядь, ку парк, ку автомату пибрац, ку автомату пибрац, парк. Крущою, крущою, стой на супра, на клоподницу, что ешь ку автомату. Потому что ты фаши видео ди зива пеши, да паша си насамне автомат пибрац, парк. Гениал. Ну, anyway. кататься сапиту, паша вине дин ной. genial, asta, genial. Asta poate fi încă unul din video pe care să-l urmăriți la, la cu druji. Vot. Dragii mei, am unii întoarcem la Vadim. Um, rugăminte de mea, apropo de Vadim, este una simplă. Și am o, hai, hai să, vedem dacă e accesibil la asta. Doar o clip, iertați-mă. Um, așa. Așa, asta e profilul lui, da? Hai să vedeți și voi. Vedeți profilul? Da, asta e profilul lui de Facebook. Vadim Stângaciu. Asta e Omul pe care l-am văzut în mașină în acest video. Um, pam. Vadim Slângaciu lucrează acum la canal 2, din când vedeți, da? El a început în septembrie să lucrez la canal 2. Un, un plan mai vechi de-al meu, destul de oligarhic, recunosc, dar un plan mai vechi de-al meu era, băi, eu nu, eu nu prefer să arunc cu gunoaie, să-i să rănesc pe acești oameni, să-i insult. Eu am mai multe întrebări la denjuri decât insulte, da, și adresări de a, gavno, și cu tine și tu. Și printre întrebări eu mai am și propuneri sau mai degrabă niște vise. Eu vreau să ajung într-o bună zi, să fiu un stare financiar, ideologic dacă vreți, să fiu un stare să salvez acești oameni. Și noi, ca, nu știu dacă vă aduceți aminte, dar există grupul ăsta care a apărut în 2016 și adoptă un vot cu în jur de 100.000 de membri. Foarte des acolo au răsunat propuneri de da, cum am putea noi contribui la bunăstarea Republicii Moldova. Pe un aspect educațional, social, caritate, poate să susținem niște surse media independente. Iertați-mă. Și planul meu în continuare ar fi să avem un fond... De dezvoltare mediatică În care să adunăm bani Și să putem să-i reangajăm În alte proiecte mediatice Pe actualii angajați din holdingul Oplaha Salvându-i prin asta Mulți dintre ei și-au credite de plătit Și eu înțeleg perfect Noi nu avem niciun drept să judecăm omul Care preferă să aibă un job Să, să plătească credit Ca familia lui să aibă unde traiască, să Să aibă unde să trăiască Dar noi avem tot dreptul să recomandăm acelui om să analizeze și alte opțiuni de angajare. Înțeleg că în Republica Moldovei mai e mai complicat, dar și-ar fi să fim în stare cu puterea multora dintre noi. Deocamdată, până nu există acest fond și până poate unii dintre voi încă nu au reacționat cu, cu putere și cu ardoare la crearea acestui fond, eu vreau să vă propun o chestie de gherila, mild gherila, fel, Dacă noi stăm pe profilul lui, lui Vadim Ungureanu, da? Stai, exact, stai că s-o intinsa, intinsa asta. Și noi ne ducem aici la... Pa, 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 pam, 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 la messages. Ia pam, Este messages aici? Da. Ia Și dacă cineva din voi are o companie la like Chișinău, you know, în Republica Moldova, dacă cineva din voi are de oferit de lucru, pe termen scurt, mediu, pe termen lung, și dacă vedeți că un om ca, ca Vadim, care are voce, are prestație, are figură, poate vorbi în fața camerei, uh, poate fi un purtător de cuvânt, I don't know, nu știu, poate mai există, exist chestii care poate să le facă Vadim, nu știu ce specialitate are, nu știu ce facultate a terminat. Dacă voi credeți că Vadim ar putea să vă fie util, propuneți-i de lucru. Eu nu pot mult să ofer lui Vadim, eu aș putea să ofer un job de asta de part-time și e cam un chiar aș putea să-i scriu. Uh, salut! Salut! Vadim. Și cu mine. salut vadim, nu am mulți bani, dar vreau să îți ofer de lucru. Um, scriem dacă ai fi interesat, interesat, e o poziție part-time. Dar sper să creștem și să te angajăm full time. Cu respect, Andrei. Uh, nu, voi crezi că probabil asta e glumă, dar pe bun, eu am nevoie de un om care să mă ajute la documentare, atât la emisiunea Lumina, cât și la internetul grește din toamnă. Un om care să urmărească știrile și să ajute să sintetizeze știrile parcursul zilei și la final de săptămână noi să putem cu Nata să facem despre asta ediții live, internetul grește și așa mai departe. Ne trebuie încă un om în domeniul jurnalismului care să ne asiste în pregătirea live-urilor, emisiunilor. nu avem mulți bani, nu nu avem buget pentru asta, dar dacă apare un om și reușim să facem o echipă faină cu el, poate, poate să lucrăm împreună. că eu scriu, scriu Vadim, i-am trimis mesaj. Noi nu suntem druși, poate vă vadă la message request, de exemplu. Dar dacă cineva din voi are o afacere mai prosperă decât pseudo afacerea emisiunii Lumina și puteți să-i propune să vadim de lucru, încercați asta. Pentru că pas cu pas, dacă s-au sortunat mai mulți angajatori, eu cred că noi am putea să-l ajutăm pe Vadim spleșe de la televiziunile care îl impun să grească așa niște prostii neplăcute urechilor și gurii lui, eu presupun, și Vadim se reangajează în, în, câmpul de muncă fiind liber, liber profesionist, fiind liber pentru tot ce ai spune, ce ai face și în același timp fericit că și permite să plătească credite, aibă cheltuieli, vacanță, un alta. Vă rog frumos, hai să facem acest lucru. Și pe final, pentru mulți dintre voi care probabil se întrebau, băi, Andruha, da, totuși, protestul acesta al lui Vadim Ungureanu despre vecei publice, poate el își îș are rostul, poate totuși cumva noi să să vrem să avem vicei publice, hai să vrem să le avem, dar primul pas ar fi să le identificăm pe hartă. Și că mă eu tare vă rog pe voi, dacă mă urmăriți mai ales la desktop, să deschideți un, un, un tab, o ferestruică cu Google Maps. Să mergem peste Republica Moldova. Hai să vedem dacă ați vedeți și voi și aici văd și eu. Mergem peste Republica Moldova și la search, e că aici la search și scrim noi, scrim Publica TV. Eu de -am, mai, mai, am mai căutat, ca să știți că am pregătit, m-am căutat. Și că vreau să vă arăt și voi. Vă, căutăm Publica TV. Da? Găsim Publica TV pe hartă. Ia cât -o. Unde? Pe la Buican, General Media Group. Nu știu ce. Găsim Publica TV. Și există, este o funcție și jos la, la, Google Maps. Stai Write a review. Scrie un review. Ia că aici. Ia și apare o ferestruică în care pot scrie și crezi tu despre această instituție. Și eu cred că foarte sincer, chiar dacă mulți dintre noi n-am vizitat aceste instituții, foarte sincer noi putem să ajutăm celor care vizitează pentru prima dată Chișinău sau celor care sunt rătăciți la buicani, să știe despre ce vorba atunci când ajung acolo și să uit pe hartă zic Publica TV. Și că noi punem aici o steluță, punem o steluță și scrim așa mm. WC-ul Publica este destul de dezamăgitor. Am fost acolo cu prietenii, dar mereu cineva încerca să mi aprindă curul. În principiu, aș mai intra, dar nu știu dacă nu s-a bătut acolo calea de canalizare după reportajul vizionat numai ce? Sănătate și curaj. Așa? Cum am scris? Destul de cu sens, destul de la temă. Și am postat. Mă recomand și vouă. Noi trebuie să contribuim așa încât oamenii care călătoresc, oamenii care vor în public, să caute un viceu public, să-l găsească. A, dar mă că noi putem să... Noi putem să schimbăm chiar și funcția, să spunem și asta, da? Că îi scrie că e TV. А да, это label, как то. Да. Спать иду саишь. Ведь мы есть у edit. Пам -пам -пам -пам. Name, publica, ве. permanently closed, has never existed. No, ну ял, existed places, есть. А нам требуется саша Monday. Ой, да, кумди скимбат. А, suggestion edit. Публика, а якайш? Публика ве че? Якайш? Видец? Suggestion edit. Дак если мы можем сказать, сюжерема just edit ла maps, а потом чь домну Михае Google. Mihai Google, care are site-ul ăsta, Google Maps, o să ne asculte și o să schimbe aceasta, da? Hai să facem submit și dema să dăm să accept sau nu. Nu, e ca domnul Mihai Google, ce puțin ne-a mulțumit, o să ne -o o zice, thanks for improving Google Maps. Dar dacă o să fim mai mulți, el până să ne asculte, că deocamdată e TV. Dar trebuie să sugerăm cât mai multe editări și să lăsăm cât mai multe review-uri. Dragi prieteni, eu sper că până acum a fost destul de clar și voi sunteți destul de receptivi la aceste rugămințe ale mele. Iar dacă sunteți cu capul la odihnă, și sărbătoriți al treilea Paștele Blajinilor, sau cum se mai cheamă mu, atunci eu tare vă invidiez și tare îmi pare rău că ba vreau să fac un live și Vadim Trezeghe joacă cu Vadim Betancur sau cum îl mai cheamă și nu reușesc să dau de voi, prieteni, hai să mai lăsați o leacă distracțiile, mai lăsați șașlâcul. Andrei Bolocan aici are de grăit, pseudo -vedeta. eu am participat, bă, eu am participat la concurs de talente, țineți minte? Da, am făcut de rușine țară, dar zato am cântat, tenis Vadim, tenis Vadim, tenis... Vadim, sau cum și de genul ăsta. Iată, vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Acum, pe final, aș vrea să spun și un mare mulțumesc celor care susțin financiar emisiunea Lumina. Am trecut de 400 luna asta, am trecut de 400 de patroni. A doua arbat acest record după luna mai 2017. Mai timp că primavara să să intensifică susținerea financiară emisiunii Lumina. Cristina Pitel, mulțumesc tare mult, The Bullpen, Gheorghe Stegărescu, Rodica Fischer, Dumitru Popescu, Iov, Iov Dragan, Dumitru Cojan, Mihai Savin, Ion Arseni, Cătălina Pistol, Ludmila Rotari, Radu Mahu, Andrei Ilievici, și sper că n-am scăpat pe nimeni pe cei care au devenit patroni în luna aprilie. Dacă am scăpat, o să vă răspund direct pe platforma patreon.com fedot. Iar pentru cei care ard de nerăbdare să mă vadă live, vă aștept la Montreal. Tare vă rog să dați tag unui prieten din America, din Nord, care poate are cale spre Montreal. Și o să vină s o să mă vadă pe 27 mai la Teatro Piccolo, San Leonardo. Și pentru asta e foarte simplu, foarte simplu. E că trebuie să faci numai asta. Trebuie să faci, asta, e, ca, e, ca, e ca, să faci just, e că acest comentariu care eu acum îl copiez, să-l luați, e ca așa. Și să l laicuiți la greu, ui, 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 de să pun pin, dar cum, cum se faci asta, Nicătă? Pin coment. Și să turnați uri cu duiumul. Gata, am terminat. Da, mai de deci stâng eu ferestru și nicnați podul pe asta să stâng live-ul. Vă mulțumesc tare mult. Au, e, 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 Eu e, eu e, 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 ca e, 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 ca cum e, E că tu ai stat, te-ai conectat, te-ai uitat la live, eu ți-am zis bună ziua. Tu ai lăsat poate un like, poate n-ai lăsat un like. Da, eu grez despre și care mă susțin mini financiar. Onorează, băi, o leacă măcar prezența. Eu nu-i trog să stai în chiar, da? Să faci minut de, de reculejere. Nu. Dar onorează, o leacă prezența. Că tu vezi această ediție pentru că există sute de oameni care susțin financiar această emisiune. Așa? Mulțumesc mult pentru înțelegere. Vă pup, vă cuprind și ne vedem la vară. În Moldova. Și nu numai.